Bună seara, doamnelor, domnilor și domnilor, și bine v-am regăsit într-o seară de 11 septembrie 2024. Da, 11 septembrie e o zi interesantă în istoria omenirii. În urmă cu 23 de ani a fost acel atentat terorist din Statele Unite, care a schimbat în mare parte configurația planetei, să spunem așa, și toate călătorile noastre legate de ce se întâmplă în aeroporturi, toate au avut de suferit și cred că și atenția lumii a fost îndreptată atunci înspre Statele Unite și înspre tot ceea ce a însemnat terorism la nivel planetar. Cam asta e despre 11 septembrie. Legat de ce se întâmplă la Satu Mare, ei bine, uite că avem toamnă cu temperaturi care scad drastic și vin ploile, atenție mare în weekend. Va fi acel ciclon islandez care aduce vreme rece și maxime de 14-15 grade și ploi. Iar vremurile sunt și ele încet încet interesante, pentru că ne îndreptăm spre o nouă campanie electorală pentru prezidențială și pentru parlamentare. Și așa cum am promis, în această seară o să vorbim și despre ce se întâmplă la UDMR, practic partidul care la nivel județean e numărul 1 și care a câștigat alegerile locale și care a anunțat prezidențiabilul vineri la Cluj-Napoca în persoana președintelui UDMR, Cătălin Hunor, pentru a patra oară candidat la președinție. Alături de mine, Olfater Tomaș, subprefectul județului Satu Mare și membru UDMR, normal, pentru că acum funcțiile la prefectură sunt politice. Domnul subprefect, bine ați revenit în studio, mă bucur că suntem împreună. Cred că e important, măcar așa, o dată la două luni, să vedem ce se întâmplă și în tabăra UDMR, dar și să vorbim în a doua parte a emisiunii și despre pregătirile pentru prezidențiabile, pentru alegeri parlamentare. Da. Bună seara, Florin, mulțumesc pentru invitație. Am venit cu mare drag. Știu că vor fi subiecte foarte multe, foarte diverse, unele dintre ele chiar foarte importante pentru toți cetățenii județului nostru. Da, nu doar pentru simpatizanții UDMR. Pentru toată lumea. Pentru toată lumea. Da, cum a fost întâlnirea de vineri? Eu m-am uitat, are Kelemen Hunor un discurs foarte, foarte bun din punct de vedere a unui prezidențiabil și cred că lucrul ăsta vine și din lejeritatea cu care el privește campania electorală, pentru că știe că șansele lui nu sunt foarte mari. Și de aici și liniștea pe care i-o dă, așa că nu există o presiune din partea partidului. Nu ia nimeni capul dacă nu face un scor bun. Așa este. Deci, la nivelul conducerii regionale a Uniunii Democrate Maghiare din România, în cursul zilei de vineri, am avut reuniunea reprezentanților regionali. Este forul statutar care are obligația statutară de a desemna președintele României, candidatul pentru funcția de președinte al României. După cum bine știm, după cum bine știți, UDMR tot timpul a avut un candidat pentru funcția de președinte al României. Și de data asta am ales împreună cu colegii noștri această variantă de a ne face simțită prezența atât în spațiul public cât și în întreg mediul online și să avem un candidat propriu al nostru. Un candidat, așa cum ai spus tu, care este puțin degajat și poate fi chiar el în persoană când îl ascultăm, un om care este președintele partidului, dar pe lângă acest lucru are o experiență politică extrem de însemnată. De mai bine de 20 de ani este în conducerea UDMR, a deținut funcții de ministru, funcții de viceprim-ministru și de foarte mult timp conduce Organizația Națională a UDMR. În persoana dumnealui, cred că avem cel mai potrivit candidat care poate efectiv să se zbată pentru voturi și să ceară susținerea oamenilor pentru simplul motiv că experiența îl recomandă, priceperea îl recomandă. S-a creat o simpatie în jurul oamenilor față de persoana dumnealui pentru că este considerat de întreaga opinie publică și nu numai despre maghiar vorbesc, de întreaga opinie publică ca fiind politicianul care spune lucrurilor pe nume. Dânsul, cu experiența dumnealui, are o viziune foarte clară asupra politicii și în discursul dumnealui, după ce a fost votat în unanimitate
ca și candidat desemnat al UDMR pentru funcția de președinte a României. A rostit un discurs de aproximativ 40 de minute, foarte bine construit, pe toate sectoarele, pe toate politicile publice, pe tot ceea ce înseamnă provocările României care ne așteaptă în viitorul apropiat. A punctat foarte bine lucrurile bune care au fost făcute până în prezent, dar a punctat foarte bine și obligațiile care le avem, inclusiv legale, unele dintre ele, pentru a putea merge mai departe în parcursul nostru european, în parcursul nostru de a reuși să aducem cât mai multe fonduri europene pentru dezvoltarea tuturor comunităților. Dânsul, în discursul lui, a vorbit cel mai mult despre nevoile cetățenilor. Nu a vorbit neapărat despre politica mare sau politica la nivelul unităților administrativ-teritoriale, ci a vorbit despre așteptările populației. Așteptările populației în ultimul deceniu s-au schimbat foarte mult. Oamenii așteaptă de la politicieni să se rezolve lucruri, unele dintre ele, dacă se poate, de pe o zi pe alta, dar să se rezolve niște probleme cu care ei, într-adevăr, simt că se confruntă și este o problemă, sunt, de fapt, multe probleme care apasă pe cetățeni. Dânsul a reușit să vorbească și să prezinte și soluțiile pentru rezolvarea acestor probleme. A vorbit de la digitalizare până la partea socială, partea economică, a cuprins întreaga sferă guvernamentală, respectiv prezidențială, a țării noastre. A avut un discurs foarte aplaudat de toți cei prezenți și ulterior am văzut că acest discurs sau secvențe din acest discurs au fost preluate și de televiziunile românești, de televiziunile naționale. Și unele dintre ele au fost chiar prezentate ca și un exemplu asupra lucrurilor care trebuie să le avem în vedere. Asta am și remarcat și remarcam și înainte de misiune, că trebuia probabil imediat tradus în limba română discursul, pentru că eu a doua zi am preluat și eu mesaje din discursul respectiv și am spus e chiar foarte ok, adică se vede lejeritatea omului cu experiență și care nu are, repet încă o dată, nimic de pierdut. Adică așa este și viziunea dumnealui asupra lucrurilor. Poate că nefiind în acea presiune în care sunt principalii competitori electorali pentru a ocupa funcția de președinte al României, poate că această lejeritate, această vedere pe ansamblu, probabil că îl ajută foarte mult în a-și sintetiza prioritățile, ideile și în a explica problemele respective și inclusiv remedierea lor. Căutarea cadrului legal sau politico-administrativ pentru a se putea remedia anumite disfuncționalități. În discursul lui a vorbit foarte mult despre digitalizare. Digitalizare care la noi în țară există, dar mai mult se face în hârtie și nu se face în alte feluri. A vorbit despre problemele sociale ale cetățenilor, a vorbit despre pensii, a vorbit despre salarii. A punctat foarte bine inechitățile care în momentul de față, unele sunt vizibile deja în societate cu privire la inechitățile salariale care sunt. A vorbit despre parcursul nostru european, a vorbit și a susținut pe deplin, foarte bine argumentat, faptul că anul acesta, cu sprijinul partenerilor noștri, aliaților noștri, trebuie să fim membri deplini ai acordului Schengen. A vorbit foarte bine despre problemele care trebuie rezolvate, respectiv cadrul legal care trebuie modificat în ceea ce privește unele aspecte ce țin de partea de justiție a țării noastre. Deci a punctat foarte bine aceste lucruri și suntem cu toții de acord să susținem prin fiecare pe locul unde îi aceste lucruri, aceste modificări care vor duce țara într-o direcție mai bună, spun eu. Am văzut și am mai fost și interviuri pe urmă la televiziunile de știri și puncta și dânsul pe pagina oficială de Facebook. Oricum n-ai nicio șansă că ești maghiar, nu te băga. Răspunsul a venit, e și țara mea și eu vreau să o țară mai bună. Iar legat de motivația pentru care și explicația pe care a dat-o de ce a acceptat, am acceptat propunerea Uniunii de a candida din partea UDMR la alegerile prezidențiale. Am înțeles că va fi o datorie de împlinit. Voi fi vocea maghiarilor a tuturor cetățenilor care sunt tratați incorrect și cu neîncredere de către stat, a căror viață este îngreunată de zi de zi, cu orice ocazie,
în serviciile oferite. Președinții anteriori au fost în serviciul statului și nu ai cetățenilor. Ei au construit statul coșmar și au permis acestuia să-și bată joc de cetățeni. Este timpul ca vocea rațiunii să învingă și în politică. Este un semnal că se vrea un președinte normal în România. Da, se dorește normalitate și sper ca și cetățenii să dorească acest lucru. Sunt ferm convins că vocea noastră, prin intermediul vocii candidatului nostru, a domnului președinte, va fi ascultată și va ajunge unde trebuie. Și multe dintre problemele care au fost ridicate în parcursul unei campanii electorale, ulterior, după ce s-au format diferite guverne în care și noi am fost parte, multe dintre ele s-au rezolvat. Noi, în momentul de față, trebuie să vorbim despre întreaga țară și așa va face domnul președinte. Va vorbi în același timp și despre problemele comunității maghiare, a comunității pe care noi le reprezentăm. Dar aceste probleme cred că nu sunt neapărat numai unice ale maghiarilor. Eu cred și pentru maghiari și pentru români. Eu cred că sunt niște probleme ale întregii societăți pe care dânsul le-a spus și le va spune în continuare și le va prezenta cu lux de amănunte, indiferent despre care latură a campaniei electorale sau indiferent despre ce problemă care se va dezbate în campania electorală discutăm. Eu cred că vom reuși să facem o figură frumoasă, având în vedere nivelul de pricepere, nivelul de implicare, dorința domnului președinte Kelemen Hunor. Eu cred că putem ieși foarte bine din această campanie electorală. Mai e o parte și de am transmis noi domnului președinte. Se poate câștiga și alți analiști au subliniat chestiunea asta și asocierea oarecum de cu Victor Orban, adică temele astea de familie, de tradițional, de ceea ce de imigranți și așa mai departe. Sunt de imigranți mai puțin, dar pe partea socială și pe familie, UDMR-ul în ultimii 10 ani a avut foarte multe propuneri, respectiv modificări legislative care s-au făcut. S-au înființat inclusiv un minister al familiei în care a fost implicată familia, respectiv dorința de a îmbunătăți tot ce ține de viața structurală a unei familii. Noi am dorit să încurajăm familiile să aibă și dorim să încurajăm în continuare să aibă cât mai mulți copii. Noi dorim să îi ajutăm pe familiile cu copii mai numeroși prin diferite modalități și diferite tipuri. Și eu cred că am și reușit. Acum putem vedea că în anumite zone deja, din punct de vedere demografic, înregistrăm o ușoară creștere, nu neapărat. Nu mai suntem pe latura descendentă. Cumva am intrat într-o oarecare normalitate și aceste lucruri trebuie să continue. Aceste lucruri sunt posibile datorită politicilor care sunt promovate și a siguranței cetățenilor în a-și asuma un copil, 2, 3 sau poate chiar mai mulți. Deci domnul președinte va prezenta atât problemele cu care se confruntă comunitatea maghiară, dar va puncta foarte bine și foarte clar inclusiv problemele în care se află țara noastră în momentul de față. După cum ați putut observa, după cum ai putut observa și tu, Florin, vis-a-vis de discursul dumnealui, nu a existat în spațiul public nici un atac împotriva lui? Chiar n-am sesizat. Nici o sesizare sau nu s-a creat o emulație în contradictoriu cu lucrurile care dumnealui le-a spus. Nimeni nu a avut nicio reacție. Când omul tace, înseamnă că este de acord cu ideile care au fost expuse și nu are împotriva lor să spună absolut nimic. E foarte important, probabil, și e importantă mobilizarea electoratului UDMR și la parlamentare. Va fi prima dată în 24, primul tur la prezidențiale. Da. Și e foarte important, toată lumea spune lucrul ăsta, ce rezultat faci în primul tur pentru ceea ce urmează la parlamentare. UDMR-ul e undeva la, nu știu, 6-7% cât poate să facă. Noi avem încredere în cei care ne susțin. Ar fi ideal să scoată, nu de mereu să scoateți la, ca și cum ați avut, Satu Mare a fost dat exemplu, că ați scos un rezultat istoric. E greu să mai repeți. E mai greu, dar nu este imposibil. Campania electorală care va urma va fi o campanie electorală la fel de atipică și ca și cea care a fost. Europarlamentare combinate cu alegerile locale.
În campania din primăvară s-a discutat numai despre local și despre europarlamentare extrem de puțin sau chiar nimic. Mă refer la noi în județul Satu Mare, că la nivelul întregii țări au fost dezbateri și pe partea ceea ce privește Parlamentul European, dar aici la noi totul s-a rezumat la local. La fel va fi și acum. Se va discuta probabil mult mai puțin despre alegerile parlamentare și totul va merge în direcția alegerii președintelui României. Are o importanță foarte mare, pe bună dreptate, pentru că suntem o republică semi-prezidențială, adică și președintele și guvernul respectiv, Parlamentul României, are diferite tipuri de obligații, respectiv puteri. Dar din punctul meu de vedere, campania va merge în proporție de 80% către alegerea președintelui României. Așa au fost alese sau așa s-a decis alegerea acestor date, că vor avea influență inclusiv asupra prezenței la vot la parlamentare. Adică în primul tur, dacă vom avea de ales între 5, 6, 10 candidați pentru funcția de președinte al României și de acolo se vor desprinde doi reprezentanți ai unor partide politice care vor intra în turul 2, din punctul meu de vedere, acest lucru va avea o influență foarte mare inclusiv asupra prezenței la vot la alegerile parlamentare și inclusiv asupra votului fiecărei persoane. Dacă intră două partide puternice în turul 2, acele partide vor avea o susținere și mai mare decât au crezut înainte. Dacă va intra un extremist, de exemplu, cu un democrat sau cu un om normal, să spunem așa, atunci cu siguranță că voturile majorității românilor se vor îndrepta pentru susținerea democrației și pentru continuarea parcursului nostru european. Da, UDMR am văzut că a fost întrebat și domnul Kelemen Honor dacă ar intra la guvernare și a spus că da, nu ar intra la guvernare doar cu o singură condiție, să nu fie un anume partid. Exact. Noi nu susținem extremismul, noi suntem oameni perfect normali, oameni care doresc binele comunității noastre și binele întregii țări. Noi dorim să creăm dezvoltare, noi dorim să creăm bunăstare. Aceste dorințe ale noastre nu sunt cuvinte ușoare sau cuvinte aruncate în vânt. Noi, prin expertiza membrilor noștri care am avut în diferite guverne ale României, eu cred că am reușit să demonstrăm tuturor acest lucru. Noi nu avem candidați pentru funcția de ministru care nu sunt extrem de bine pregătiți pe ramura sau pe latura pentru care sunt propuși. Noi ne asumăm numai oameni care au expertiză, oameni care au cunoștință, oameni care înțeleg ceea ce înseamnă să conduci un minister, oameni care cunosc problemele și așteptările cetățenilor în ceea ce privește activitatea acelui minister, indiferent care să fie acesta. Da, cum vezi campania electorală? Crezi că au învățat unii din lecția de la locale, când mesajul alegătorilor a fost foarte clar, că nu se dorește niciun fel de dezbinare pe criterii etnice, pentru că toată lumea a spus-o, scorul istoric pe care UDMR l-a făcut la Satu Mare a venit și pe o mobilizare în plus a electoratului în urma unor mesaje mai mult sau mai puțin potrivite din partea unor candidați. Foarte greu de anticipat cum va decurge această campanie electorală, dar sătmărenii, cetățenii județului nostru, sunt oameni deștepți. Oamenii deștepți iartă, dar niciodată nu uită. Cred că cu aceste câteva cuvinte am cam spus tot. Adică tu, dacă ești un extremist și luni de zile faci anumite activități care tind să conducă în opinia publică că tu faci parte din acea categorie a cetățenilor, indiferent cât te-ai spălat pe păr sau pe față, nu vei reuși să te speli. Noi nu avem o astfel de problemă. Dar nu vei reuși să te cureți în fața electoratului niciodată. Din punctul meu de vedere, cei care au intrat în această mișcare în campania din primăvară au făcut o mare greșeală pentru ei și nu pentru UDMR, pentru ei. Pentru că sunt niște oameni care, din punctul meu de vedere, sunt compromiși total. Oameni care nu vor mai beneficia de atâta susținere, nici măcar cât au avut în această primăvară.
și cetățenii aceste acte, respectiv fapte care le-au făcut și minciunile care le-au rostogolit prin diferite spații publice, media, virtuale, etc., toate, cetățenii nu vor uita aceste lucruri și bine și fac. Nici eu, nici tot timpul iert, dar niciodată nu... Nu uit. Și sătmărenii sunt deștepți. Nu vreau să uit. Oricum rămâne. Omul știe ce are de făcut. Acum suntem într-o perioadă în care putem observa că la nivel local fiecare partid își desemnează candidații și noi am avut în această seară, acum cred că se finalizează numărarea voturilor, va fi anunțat, vor fi anunțați candidații noștri pentru parlamentare. Dar, cum am spus, din punctul meu de vedere, campania va fi axată. Acum 4 ani a fost bătălie mare pe central. Pe locul 2 la deputați. Da, așa este. Deci, campania va fi axată pe central, pe președintele României și pe politici publice, pe guvern, pe viitor. Nu va fi axată neapărat pe o bătălie locală. Noi aici, la nivel local, avem 5 deputați și avem 2 senatori, indiferent care vor fi aceștia. Nimeni să nu creadă că acești 5 oameni vor putea răsturna dorința a 500 de oameni. Nu, noi trebuie să fim oameni de echipă. În cadrul echipei noastre trebuie să ne spunem prioritățile și să căutăm susținere în rândul echipelor din care noi facem parte, ca la un moment dat să putem să accedem la anumite fonduri care asigură dezvoltarea județului. Și dezvoltarea județului și a municipiului Satu Mare trebuie să continue. Într-adevăr, în ultimii 2 ani putem să spunem că suntem pe un trend ascendent, pe un trend care este vizibil și un trend care a mulțumit populația județului Satu Mare. Și nu vorbesc numai de municipiu, a întregului județ. Dar noi trebuie să dăm consistență acestor proiecte și să venim și cu alte proiecte viabile, proiecte viitoare foarte importante pentru județul Satu Mare. Nimeni nu vorbește în acest moment de lucruri importante, mă refer în rândul campaniei electorale sau unii vorbesc despre jocuri de noroc rezolvate. Nici acele jocuri de noroc nu au fost rezolvate, că au fost rezolvate numai pe sfert. Mă rog, nimeni nu vorbește despre lucruri importante. Noi avem nevoie de un drum expres în această zonă. Că președintele Consiliului Județean Satu Mare și cel din Maramureș au făcut un ADI, au făcut studiile inițiale, lucrarea a fost predată și probabil că în 2-3 ani se va și, poate într-un an, poate și mai repede, va începe drumul expres Baia Mare-Satu Mare. Nu este suficient. Deci nu trebuie să fim oameni mici. Trebuie să sperăm și trebuie să muncim în așa fel încât acest drum să continue pe această latură vestică. Indiferent despre ce stat vorbim în Uniunea Europeană, chiar dacă vorbim despre state mult mai dezvoltate ca și noi, toată lumea și-a creat niște artere de a ajunge în anumite puncte importante. Cum ar fi capitala țării, al doilea sau al treilea oraș foarte mare, deci pe niște artere care vin drept din anumite zone. Dar să nu uităm, aceste artere trebuie sclegate printr-o astfel de centură, printr-un drum expres, printr-o altă autostradă. Pentru că în momentul de față am ajuns în situația în care drumul de la Satu Mare până în Oradea nu este suficient traficului. Este un drum extrem, extrem de important și extrem, extrem de circulat. Deci această variantă, Dej, Baia Mare, Satu Mare, Carei, Oradea, trebuie să continue mai departe. Și vei vedea, Florin, că în câțiva ani tot aici se va ajunge, pentru că anumiți oameni care vor accede în anumite funcții, în care vor avea influențe asupra dezvoltării și din acest punct de vedere, vor sesiza sau poate informațiile care le transmitem noi locul vor fi ascultate și vor fi chiar tratate cu maximă seriozitate. Deci noi pe această latură vestică va trebui să continuăm în momentul în care am finalizat cu autostrăzile prin care suntem legați, de exemplu, la capitala României, la București. Da, să știi că m-a uimit fiul meu, m-a întrebat vara asta, ce, dar noi când până la Zalău nu o să avem autostradă? Normal ar fi să încerci să te legi la Nădășel, sau mă rog, să te apropi. Dar înainte de Zalău vom avea acces la autostradă, care este un lucru bun pentru că totuși ocolește Meseșul. Dar drumul național până în Zalău nu este chiar așa de circulat ca și cum este Satu Mare Oradea. În fiecare dimineață scozi până în decebal la intrarea în municipiul Satu Mare. Dacă am fi cumva conectați cu un drum expres care ar porni din centură,
situația ar fi mult mai bună, pentru că dacă intri pe centură, ai 5-6 posibilități. Corect. Să intri în municipiul Satul Mare. Deci ar ajuta extrem de mult. Mai avem o provocare pentru anul acesta și va fi un subiect foarte important de campanie electorală. Eu cred maxim în ea, în urma discuțiilor care le-am văzut atât în spațiul public, cât și în urma unor informații care au fost transmise de președintele nostru, de candidatul nostru, Kelemen Hunor. Avem toată speranța și încrederea de data asta că anul acesta România va fi parte integrată a acordului Schengen. Noi ne dorim foarte, foarte mult acest lucru. Este o cerință, o solicitare a României, cred că de mai bine de 10 ani de zile. Și cred că am ajuns la nivelul de dezvoltare, respectiv la nivelul de maturitate în care putem să fim membri deplini ai unui acord Schengen. Cum îți explici că, uite, Germania a anunțat ieri că de pe 16 face iar controle? La anumite granițe, da. Deci nu neapărat spre noi. Nu toate spre Austria nu este, de exemplu, niciun fel de control. Ce înseamnă acest lucru? Va fi Cehia, Polonia, în condițiile în care austriecii au spus acum un an de zile sau un an și jumătate că noi votăm contra României pentru că vin foarte mulți migranți din România. Păi, migrantul care vine din România, de regulă, în proporție de 99%, nu se oprește în Austria, că merge înapoi în Germania. Și Germania nu reintroduce frontierele, da, respectiv verificarea actelor de călătorie la granița cu Austria, ci o pune spre, nu știu, erau acolo câteva state, în special din zona cealaltă, deci nu înspre est. Pe 6 luni au fost introduse și cu siguranță că propagarea acestei informații în rândul cetățenilor care ar avea diferite obiective de a introduce migranți, aceste informații ajung la ei și probabil că și această informație deja are un rol descurajator în ceea ce privește transportul ilegal acestor migranți pe teritoriul Uniunii Europene. Deci eu asta am sesizat, că spre Austria nu. Nu. În condițiile în care austriecii au spus că mai la voi vin migranți. Nu e adevărat. La noi. Eu nu spun că nu sunt, dar sunt foarte puțini comparativ cu ce vin din alte părți, din alte state care sunt cu drepturi depline în Schengen, poate de mai bine de 20 de ani. Corect. Știu că minoritatea maghiară a susținut la un moment dat și în prima campanie electorală și pe urmă, în a doua campanie electorală, candidatul PNL pe Klaus Iohannis, tocmai pe ideea că a venit dintr-o minoritate, mulțumit, sau mai puțin mulțumit, când să zic nemulțumiți, după 10 ani de prezență domnului Iohannis la Cotroceni, în fruntea țării. Acum nu va mai exista. Situația a fost mai complicată decât ceea ce ai prezentat tu, sintetizat, în câteva puține cuvinte. Da. Situația a fost mult mai complicată atunci, pentru că eram puși în fața unui fapt împlinit de a alege între un posibil președinte care este de dreapta și membru în PPE, vorbim despre om, nu vorbim despre Partidul Național Liberal, vorbim despre om, și o contracandidată din partea unui alt partid politic, care în opinia publică la acel nivel a fost considerată ca neavând toate aturile necesare pentru a putea conduce o țară. A fost ponta. Unele afirmații în acest sens au fost făcute strict pe acest considerent, nu raportat la partidele politice în marea lor majoritate, ci raportat la persoanele respective. Dacă sunt mulțumit sau nu, este foarte greu, mai ales deținând funcția de subprefect al județului Satu Mare în momentul de față. Prefect, da. Și fost prefect, mi-este foarte greu să mă pronunț și nu aș dori eu să mă pronunț cu privire la așteptările și lucrurile bune care le-am trăit împreună. Dar în ultimii ani putem să observăm o creștere în ceea ce privește toate sectoarele de dezvoltare economice ale țării. Putem să observăm o
creșterea a nivelului investițiilor în toate unitățile administrativ-teritoriale din țară. Deci se poate observa că suntem pe un drum care duce spre un pic mai multă bunăstare. Eu cred că trendul țării noastre în momentul de față, în ultimii 2-3 ani, este un trend care este îmbucurător, zic eu, și pentru cetățeni. Și nu vorbesc neapărat despre pensionari, dar peste 3 milioane de pensionari le-a crescut pensia cu o sumă chiar foarte importantă. Cât de mult vor conta cele 3 milioane și ceva de voturi ale pensionarilor care au bani mai mulți de luna asta? Acum, Florin, cu 3 milioane de voturi, deci numai cu voturile pensionarilor, candidatul PSD-ului, din punctul meu de vedere, numai cu voturile pensionarilor, toată lumea, dacă stă acasă, deja este în turul 2. Deci nu avem despre ce să discutăm. Este cea mai mare creștere a nivelului pensiei din ultimii 20 de ani. Am văzut pe ultimii 20 de ani cam cu cât a crescut pensia și anul acesta a mai crescut odată pensia. Deci să nu uităm, da. A fost indexată cu rata inflației undeva la început de an, dacă bine rețin. Asta se va întâmpla în fiecare an. Din întâi an. Bine, dar până acum nu s-a făcut. Acum s-a făcut. Și înainte cu un an a mai crescut un pic pensia. Și la cele două, trei mici creșteri a venit această recalculare care a ținut cont de creșterile inițiale, adică suma a crescut consistent pentru fiecare cetățean în parte și este un lucru îmbucurător pentru că bătrânii noștri au dreptul la un trai decent. Nu spun de lux, dar au dreptul să trăiască un trai decent, mai ales în perioada asta în care ei sunt mulți dintre ei pensionari. Da, și până la urmă tot am dorit să echilibrăm lucrurile cu ce se întâmplă în vest și ce e la noi. Și eu trag speranța că lucrurile încet, încet într-acolo duc. Adică dacă stai să te uiți cam care e nivelul de pensie în Spania, în Portugalia, chiar și în Germania, Ungaria, nu spun că ne-am apropiat sau că suntem egal cu ei, dar suntem mult mai aproape. Adică încep să-și permită și seniorii noștri o excursie, un trai mai bun, îi vezi activi și mă bucur de lucrul ăsta. Ei sunt foarte bucuroși. De la momentul în care au primit acele decizii de recalculare, de la momentul respectiv deja au fost bucuroși. Nu poți să trăiești dintr-o pensie de 2000 de lei sau 2500 de lei dacă ești singur sau singură și nu mai ai perechea lângă tine și nu aveți împreună undeva o sumă mai consistentă. Deci bucuria este clară. Dar statul este foarte deștept sau a fost foarte deștept în această problematică. Pentru că nu discutăm numai despre faptul că cei pensionari reprezintă un efort financiar pentru stat. Nu, din contră, reprezintă, dar acei bani care noi dăm în plus se vor întoarce în economia reală a acestei țări. Deci o parte însemnată din acele creșteri se vor întoarce în economia reală, care este un lucru îmbucurător. Va crește consumul. Dacă până acum un pensionar nu a avut posibilitatea să-și cumpere, de exemplu, un televizor, acum poate că o să aibă posibilitatea să-și-l cumpere. Am dat un exemplu, mă rog, acum, dar și pentru traiul de zi cu zi, pentru că prin TVA, prin impozite și taxe, o parte însemnată a acestor creșteri ale pensiilor vor fi în economia reală și prin acest lucru vor crea plus valoare. Da, eu am mai vrut să vorbim și de ceea ce se va întâmpla, care e calendarul legat la prefectură, dar cred că o să mai facem o emisiune înainte să înceapă campania electorală, pentru că acum am vorbit mai mult legat de politică și era firesc, n-am mai, da. Practic de după locale am lăsat-o cu politica mai moale la actualitatea sătmăreană și încet încet trebuie să ne obișnuim. Mulțumit de activitatea parlamentarilor voștri, putem merge, da, la nivel bineînțeles. Bineînțeles, eu sunt mulțumit de activitatea tuturor parlamentarilor noștri și această mulțumire a mea nu înseamnă doar câteva cuvinte care au fost aici în acest platou aruncate. Mulțumirea mea față de activitatea întregului grup parlamentar al UDMR și al președintelui UDMR, al miniștrilor care a avut UDMR în acest mandat, se vede, este suficient să ieșim din această clădire sau în micro 16 să ieșim dintr-o clădire sau poate în Craidorolț să ieșim dintr-o clădire. Această mulțumire a mea este transpusă efectiv în fapte, nu este în vorbe.
Putem observa modernizări pe toate locurile, pe toate planurile, de la dezvoltarea rețelelor de apă, canalizare, infrastructură, inclusiv gaze, reabilitare de clădiri, reamenajări de spații, piețe, etc. Toate aceste lucruri se văd și fiecare dintre parlamentarii noștri sau fiecare dintre membrii noștri care au deținut o funcție de conducere sau o funcție de execuție, prin actele și faptele care le-au făcut, au contribuit într-o măsură mai mică sau mai mare la rezolvarea acestor lucruri. Aceste lucruri care sunt importante atât pentru noi, cât și pentru întreaga masă a cetățenilor și mulțumiri tuturor care au contribuit la dezvoltarea municipiului și județului Satu Mare. Ultimele 3 minute, cum ți se pare începutul de an școlar? A fost mai liniștit? Eu am 2 copii. Asta spun. Prefectul a fost luni, el în calitate de părinte mult mai detașat, pentru că nu mai are copii la școală. Noi, în schimb, trăim altfel lucrurile astea. Da, noi în calitate de părinți activi am fost prezenți, fiecare pe unde, așa. Ce pot să zic? E cam același lucru care a fost și anul trecut. Am văzut că cu drag sau cu mai puțin drag copiii s-au cam întors în clase, fiică-mea cu mai puțin drag, mă rog, și... Da, prea frumoasă a fost vacanța, așa mi-a zis și fiul. Prea lungă și prea frumoasă și, mă rog, s-au întors la școală, vor învăța, mă rog, acum, na, fiica-mea este clasa 8-a, da, ea va fi în fața unor emoții foarte, foarte mari. Dar ce pot eu să spun? Lucrurile așa arată. Școala se face în felul în care se face. Planul de școlarizare este cel pe care noi îl cunoaștem. Eu nu sunt expert în învățământ, dar în decursul perioadei de 10 luni am reușit să discut cu reprezentanții ai părinților, ai elevilor, ai studenților, cu marea masă a profesorilor și mulți dintre ei au sesizat, unele dintre ele pe bună dreptate, anumite inechități în ceea ce privește sistemul de învățământ, nu cel sătmărean, pentru că și acesta are o grămadă, dar cel național, referitor la programa școlară, referitor la modalitatea de instruire, referitor la faptul că merg copiii la școală și nu fac nicio practică nicăieri. Copiii nu sunt duși absolut nicăieri ca să poată învăța de la alții cam ce înseamnă meseria. Da. Nu sunt mișcați în așa fel încât ei, în clasa 8-a, în clasa 9-a, să-și poată deprinde din informațiile primite anumite aptitudini sau să poată să fie foarte clar că eu doresc să mă duc la facultate și doresc să urmez această facultate pentru că nu au copii această... Eu spun de la copilul meu. Nu au copii această informație. Și fiica mea așteaptă de la mine să îi sugerez anumite lucruri. Sugerarea în ceea ce privește viitorul parcurs al ei este prin niște hârtii listate care le-am listat eu din diferite locuri și am spus, uite, cam acestea sunt opțiunile care le avem în județul Satu Mare. Îți doresc foarte mult succes la studiu și în momentul în care, în urma consultărilor tale cu colegi, cu profesori, te-ai documentat pe net, mă rog, când ai reușit să desprinzi o concluzie care ție ți se potrivește, te rog frumos să mi-o transmiți. Nu am dorit să îi sugerez eu ce să facă, ci am dorit să o las pe ea să aleagă. Liceu să urmeze. Dar este în acea perioadă în care nu are toate informațiile care ar trebui să le aibă un copil de vârsta ei, tocmai datorită acestor lucruri care ți le-am spus eu. Există și spiritul ăsta de turmă, sunt colegii, prietenii care te mai influențează, da, cam asta e. Din punct de vedere al siguranței, n-am avut probleme deosebite la deschiderea de an școlar. La nivelul județului, polițiile locale unde sunt legal constituite și-au făcut datoria. În schimb, începând de marți, când a venit o mică ploicică, traficul a fost între orele 7:40 și 8:10. Traficul a fost, și a fost îngreunat. Și atunci 30. Eu nu umblu, eu dimineață, da, da. Cât... da. A fost mai îngreunat, dar acum asta e. Mă știm foarte bine că așa va fi. Fiecare dintre noi, cred că de la momentul în care s-a închis parțial centrul și s-au modernizat foarte multe străzi, eu cred că fiecare dintre noi ne-am găsit niște rute alternative pe care le folosim și cu asta ajungem poate mai repede ca și alții care nu se gândesc la așa ceva. Mulțumesc! Uite, promit la începutul octombrie. Am înțeles că de încet încet se vor constitui birourile electorale județene.
După 27 o să ne întâlnim pentru că se schimbă primari, consiliile locale, depuneri de jurământ. Depuneri de jurământ și o să ne întâlnim să mulțumesc frumos și eu. Și eu mulțumesc, a fost o seară mai mult decât interesantă. Mâine o să vedeți ce s-a întâmplat la Filarmonică, astăzi la evenimentul creat de Universitatea Vest Vasile Goldiș, invitat special Dan Puric. Nu se întâmplă în fiecare zi să avem oaspeți atât de importanți și cu vorbele la ei, așa cum s-a întâmplat astăzi să fie în județul Satu Mare, la invitația Universității de Vest Vasile Goldiș cu persoana lui Dan Puric. Mâine o ediție specială dedicată acestui eveniment, iar apoi de luni o luăm din nou de la capăt. Rămâneți cu Nord-Vest TV, seară frumoasă, numai bine! Începerea anului școlar vine cu multe emoții și responsabilități. Nu doar pentru elevi, ci și pentru părinți, profesori și chiar pentru noi polițiștii, care avem misiunea de a-i proteja pe copii și de a crește nivelul de siguranță în școli sau în proximitatea acestora. Polițiștii sunt pregătiți să ofere elevilor un mediu sigur în școli, să reducă numărul cazurilor de bullying și faptele violente, să prevină consumul de droguri și de alte substanțe periculoase. În acest sens, vor fi organizate atât activități preventive în mediul școlar, cât și de consiliere pentru adolescenții aflați la risc de consum și familiile acestora. Pentru protejarea copiilor noștri este esențială buna funcționare a triunghiului familie, profesori, autorități. Prin prezența activă a polițiștilor în unitățile școlare sau în proximitatea acestora, în prima zi a noului an școlar, în județul Satu Mare, nu au fost înregistrate evenimente negative. Noi, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, vă suntem alături și în acest an școlar și, prin prisma responsabilităților și atribuțiilor ce ne revin, vom întreprinde toate diligențele necesare pentru a crea elevilor sătmăreni mediul propice studiului și dezvoltării. Din partea noastră, aveți ca de fiecare dată tot sprijinul. Vă mulțumesc! Siguranța copiilor în mediul școlar este pentru instituția noastră o prioritate de necontestat. Prin respectarea strictă a măsurilor de prevenire a incendiilor și prin instruirea adecvată a elevilor și a personalului, putem asigura un mediu sigur și protejat pentru toți cei implicați în procesul educațional. În anul școlar 2023-2024, ISU Satu Mare a derulat acțiuni orientate spre consolidarea protecției în instituțiile de învățământ, astfel încât consecințele tipurilor de risc să fie minimizate, iar starea de normalitate să fie restabilită în cel mai scurt timp. Personalul Inspecției de Prevenire execută permanent controle și verificări la unitățile de învățământ din județ, iar acolo unde identificăm neconformități pe linia apărării împotriva incendiilor și protecției civile, depunem eforturi împreună cu factorii de răspundere de la nivel local și județean pentru remedierea acestora cât mai rapid cu putință, iar dacă este cazul, aplicăm măsura sancționării contravenționale a responsabililor. În anul școlar anterior, în timpul controalelor efectuate, au fost constatate 186 deficiențe specifice. Din acestea, 51 au fost remediate operativ în timpul inspecției, iar pentru deficiențele înregistrate au fost aplicate 135 avertismente și 0 amenzi. În timpul controalelor din anul școlar anterior, s-au desfășurat 27 exerciții și 33 de instruiri, fiind pregătite practic 2295 persoane. În același context, inspectorii noștri au diseminat și materiale informative aferente campaniilor naționale inițiate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Pe lângă aceste exerciții practice, pompierii militari au fost alături de copii cu ocazia diferitelor evenimente sau programe școlare sau la invitația cadrelor didactice, purtând discuții deschise și constructive cu aceștia, menite să sporească cunoștințele și aptitudinile elevilor în domeniul situațiilor de urgență. Astfel, au fost desfășurate 23 de lecții deschise și instruiri, la care au participat peste 5500 de școlari, preșcolari și personal din cadrul instituțiilor respective.
Inspectoratul pentru situații de urgență Someș își manifestă pe această cale disponibilitatea acordării asistenței tehnice de specialitate în vederea obținerii avizului autorizației de securitate la incendiu și vă reamintim că, începând cu data de 1.1.2024, documentațiile de avizare, autorizare privind securitatea la incendiu și protecția civilă se pot depune în format electronic la adresa avizare-autorizare-isusatumare.ro. Vă mulțumesc! Situația și siguranța copiilor este obiectivul Agenției Naționale Antidrog, iar atunci când vorbim de prevenirea consumului de droguri, spunem clar că aceasta este o prioritate a tuturor structurilor MAI, dar și a partenerilor instituționali și aici ne referim inclusiv la organizațiile neguvernamentale. Pentru anul școlar 2024-2025, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Satu Mare continuă programele preventive adaptate realităților locale, în urma analizelor efectuate în perioada anterioară alături de Inspectoratul Școlar Județean și de directorii instituțiilor de învățământ. De asemenea, se va accentua formarea cadrelor didactice, a consilierilor școlari, a personalului medical școlar, pentru a ne asigura că în fiecare unitate de învățământ sunt persoane pregătite să intervină în caz de nevoie. Un alt obiectiv local va fi intensificarea comunicării cu părinții sau tutorii legali. La nivelul Agenției Naționale Antidrog avem în derulare o campanie de informare Unspoken, în cadrul căreia vom organiza întâlniri cu grupurile de părinți. Reamintim că la nivelul CPK Satu Mare funcționează programul Safe Space, adresat adolescenților la risc de consum de droguri sau consumatori de droguri, dar și familiilor acestora. Programul este gratuit și confidențial și poate fi accesat de orice persoană. Credem că orice copil trebuie să știe că nu este singur în fața problemelor, că oricând poate apela cu încredere la specialiști pentru că împreună putem găsi soluția cea mai bună pentru el. Încurajăm părinții și profesorii să vorbească deschis, să apeleze la ajutorul nostru pentru că nu sunt singuri. Noi le suntem alături. Mulțumesc! În contextul începerii noului an școlar, efectivele de jandarmi Satu Mureni au fost mobilizate în proximitatea 12 unități de învățământ din municipiul Satu Mare pentru a menține ordinea și siguranța publică. Echipajele de jandarmi vor patrula în mod constant în zonele aglomerate și vor răspunde cu promptitudine solicitărilor venite din partea cetățenilor și autorităților școlare. Acțiunile preventive se vor concentra pe monitorizarea și patrularea în zonele cu risc ridicat și pentru prevenirea eventualelor incidente care ar putea afecta ordinea publică. Colaborarea cu autoritățile locale și cu unitățile de învățământ a fost până în prezent una eficientă, asigurând desfășurarea activităților de început de an școlar în condiții optime. Prioritatea noastră a fost și rămâne protejarea elevilor, a personalului didactic și a părinților prin menținerea unui climat de siguranță în proximitatea instituțiilor de învățământ. Pe parcursul întregului an școlar vom fi prezenți în teren, acționând cu responsabilitate și promptitudine ori de câte ori va fi necesar, pentru ca elevii să se simtă în siguranță și să se poată concentra pe educație. Inspectoratul de Jandarmi Județean Satu Mare, alături de celelalte structuri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, rămâne în continuare dedicat menținerii ordinii și siguranței publice și va continua să acționeze cu aceeași implicare, contribuind la starea de bine a comunității școlare. Vă mulțumesc!